So the Codoba family and the Palatka band are an interesting musical case. Familia Codoba și taraful din Palatka sunt un caz muzical interesant. Vorbim despre 6 generații de muzicieni care pot fi urmăriți în timp până spre finalul veacului al XVIII-lea. Deci de 6 generații ei predau mai departe ca o ștafetă aceste melodii fără întrerupere. Ei învață într-un stil specific idei de ucenicie, nu după note muzicale. Tot ce știu învață de la generația anterioară, stând cu ei, ascultându-i non-stop și imitând fiecare mișcare pe care o fac cei mai în vârstă în timp ce cântă. Din această cauză reușesc să păstreze aproape intacte și să reproducă melodii vechi de peste 100 de ani. Acesta e un lucru fascinant, în special legat de familia Codoba. Există mulți alți muzicanți în zona de câmpie care cântă muzică populară tradițională, dar această familie cântă același lucru de atât de mult timp în același stil. Vorbim aici despre teme intacte vechi de cam 150 de ani. Un alt lucru interesant legat de muzicanții din Palatka este formula în care cântă. Nu au doar un contrabasist, un primaș și un braci care cântă la violă armoniile din mijloc, ci mai nou cântă în formulă de 5. Au 2 vioriști, 2 braciști și un basist. De ce e important acest lucru? Fiindcă cei doi de la vioară pot cânta ceea ce tehnic poartă denumirea de heterofonie. Acest lucru înseamnă că ambii cântă aceeași melodie în același timp, însă unul poate cânta o versiune a piesei în timp ce celălalt violonist o altă versiune. Acest lucru nu creează haos, ci mai degrabă adaugă o textură, face ca melodia să devină mai interesantă. De exemplu, o vioară poate cânta într-o anumită octavă, iar cealaltă într-una mai înaltă, iar acest lucru creează un interes melodic aparte. Un cui e de geia șehni, știi? Da, mă, nu uite. A l-a scos afară un cui și mere să se prinde într-o lăsă. Da, mă, trebuie să vinim într-o zi. Nu, sunt familiile care au fost de muzicant. Familiile de muzicant. Dinastiile. Uite, mă. Vezi că au ieșit cuiul ăsta de aici, mă. Că e prea mic, trăia un cui mai mare. Da. Oh. Nu, aici e frasul lui taică Mișel, a murit în Ungaria, care ei doi erau, de la ei am învățat eu, de la taică meu, Codoba Martin, era taică meu și fratele lui, care ei împreună au cântat. Totdeauna când venim de 1 noiembrie, ziua morții, cântăm în parte la fiecare mormânt, că așa au făcut și ei, deci și taică meu, când eram eu copil micuț, veneam, eu zicea, uite copil, aici a fost, aici ai mormântat bunicul tău, aici ai mormântat bunicul tău, trebuie să-i cântăm melodiile lui. Doinii lui, ce i-a plăcut? Nu. E fain într-un fel cu chestia asta, că duce în tradiția și muzica asta mai departe. Și copiii nu își pot să învețe și tot așa, duc mai departe. Deci acum o să cânte băieții mei, Florin și Marius, în memoria tatălui meu, Codoba Martin, care a decedat în 2003, va cânta doina lui. Deci, o doină care i-a plăcut când era în viață. Thank you.
meu. Să ierte pe toți morții. Ca să se audă mai bine, să fie mai ușor și pentru muzicant, să se audă mai bine, atunci, de până anii 60-70, au început de dus două, să fie încă un viorist și încă un bracist. Să fie cinci. Nu, să fie cinci. Și acordajul, la noi, la Palatca, acordajul e mai în semiton, mai sus. Se acordează, ca să se audă mai tare. Așa e muzica arhaică la noi, la Palatca, care e autentică. Suntem destul de renumit zona noastră, Palatca. Deci Palatca, taraful din Palatca e destul de renumit. Pentru că nu, noi am cântat și la români, și la unguri, la țigani. Avem un folclor care e o muzică care e combinată, care este pentru toți. La români, dacă noi știm, la români, dacă mergem la români, e o nuntă de români și sunt mai bătrâni care vreau să joace. Începerea dansului la români, așa e, cu joc românesc, de-a lungul, convârtită, bătută. Bătută și repede, patru melodii după l-altă la român. Da, e o suită. Marți din Grui, muzicantul, și frate Sobela stă pe moină. Stă pe moină, nații de la Bărăi s-au mutat, o luat-o pe tina lui Mișii, stă pe colț. Așa e, așa e acum. Tina lui Mișii, nația lui Giurca din Bărăi, care a fost din Palatca, m-a s-a însurat acolo. Florina lui Marții, Ianușa lui Pușuca. Așa era numirea. Puchi Gordonaș, aici stă Puchi Gordonaș. Contrabasistul care o cânta cu noi, o stat cu murit. Așa era. Și atunci știe, mă, trebuie să zicem bătuta de pe Isec, de exemplu. La Palatca era bătuta de pe Isec. E un câmp acolo unde s-a pus porumb și grâu. Da. Era, așa era, așa au învățat țiganii. Nu, așa, muzicanții așa au învățat, de mici. O mărți cu tatăl său, de exemplu, cum i-am dus eu pe copiii mei. Eu pe copiii, pe Marius și pe Florinel, când au fost mici, i-am dus la tabăre. De exemplu, nu, la nunț, i-am dus, am dat de-ați copil, să vedeți. Eu, tati, mi-e rușine. Măi, de unde mi-e rușine? Eu mi somn noaptea. Mi somn, tată, eu... Noi că îi puneam acolo la masă, puneam un sacou pe ei, dacă să nu le fie fric. Aduceam prăjiturică. Dar așa am învățat. Și am zis, mă, că, normal că și eu când eram copil, așa mi era frică, că oamenii zberau. Bă, zi țigane, zi ce-ți, măi, hai dați, măi, lasă că el e copil, lasă-l săracul, măi, că nu. Când eu? Eu plângeam, că eu mi-era frică. Dar așa înveți. Exemplu, era o doină și omul a zis, măi, nu poți să o faci mai repede un pic melodia asta. Măi, dar e hore, zice tata. Asta e o hore, mă, cum dracu să o duc mai departe? Măi, dar faci așa. Și atunci stilul s-a modificat. Și atunci a rămas. Și când au făcut culegeri, de exemplu, s-au făcut culegeri cu muzica tradițională din Palatca, au auzit de muzicanții din Palatca,
Au venit și au scris acolo, măi, ce hor e asta? Cui a cântat-o? Și tata a zis, măi, asta a fost al lui Ion, al lui Vicinu, al lui Bitangu, horea asta. Măi, dar asta, cum ați învățat-o? Păi așa e după omul, e zis, e după urechi, așa. O horit-o, badea Ion, și așa am horit, am cântat-o și eu. Bătuta lui Bitangu. E. Yeah. Așa am învățat-o. Kodoba csanádról azért érdemes néhány szót ejteni. Mișcarea caselor de dans popular sau Tanzhas a început în anii 70 în Ungaria cu scopul de a descoperi frumusețile muzicii maghiare populare. Astfel, tinerii artiști au pornit în multe călătorii de culegere de muzică pe urmele lui Bartók Béla și Kodály Zoltán cu scopul de a culege folclor direct de la origini. Aceste surse curate de muzică populară au fost reprezentate de muzicanții autohtoni, care trăind în sat sau pe lângă muncile câmpului, transmitau muzica de-a lungul mai multor generații. Tinerii muzicieni din Ungaria au învățat secretele muzicii populare tradiționale maghiare și din Transilvania, mai ales de la acești localnici. Acest lucru funcționa în general în felul următor: se culegea muzica de la sursă, se învăța și se preda și celorlalți membri ai trupei, iar apoi se prezenta la Casa Dansului. Curios este faptul că și Florin dansează. Uneori se poate vedea asta la concerte, dar mai mult la Tanzhas, unde dansează cântând la vioară. Sau dacă nu cântă la vioară, sigur îl vezi dansând. Acest lucru este important pentru că de multe ori se simte și în modul în care cântă, că de fapt el dansează cu picioarele. Ar fi important de menționat că el este un artist de etnie romă, cântăreț la vioară, vorbitor de limba română, dar care cultivă muzica maghiară. Acest lucru este doar pe jumătate adevărat, fiindcă el cultivă și duce mai departe muzica celor trei culturi, acestea fiind un obicei des întâlnit în zona câmpiei Transilvane. Prietenul meu, Catuno Peter, este un artist popular activ și l-am întrebat ce crede despre muzica lui Florin și a tarafului său. El a spus că îi se pare important că muzica specifică zonei de câmpie se bazează pe ritmul dansului și asta se poate lega cu casele de dans, accentul fiind pus pe 2 și 4 și nu doar la acompaniament, ci și în muzica primașului. Acest lucru se realizează prin mânuirea arcușului, care în cazul lui Florin se face foarte puternic și energic. Tehnica prin care scoate sunetul acela foarte pregnant și ascuțit din instrument este foarte specifică soundului și stilului său de a cânta. De multe ori așa de energic trage arcușul că se întind corzile, sunt supra-solicitate, iar acest lucru generează sunete ce aduc ca instrumente de suflat. De asta este special stilul lui Florin de a cânta la vioară și de asta este aproape inimitabil, chiar dacă se pot copia sunete sau decorațiuni baroce, dar stilul lui propriu de a atrage de arcuș este ceea ce îl face deosebit de specific. Stilul așa s-a făcut. Știi cum a cântat omul? De exemplu, omul nu a fost ca Stefanie, nu a fost, numai țiganii au fost cu vioară, că când mergem la o cântare, zice, vin muzicanții. Vin muzicanții, bă, vin țiganii. Și când era gata cheful, zice, să duc țiganii. Deci până am fost buni, până și-au fost muzicanți. Când e gata cheful, să duc cu țiganii acasă. Dacă Dumnezeu ajută așa încetuț, vreau să-mi fac casa, să-mi o pui la rând și aici, dacă fac un proiect, dacă Dumnezeu ajută, să-mi fac pentru o tabără și pentru un loc unde să predau
muzica din Palatka, eu. Și copiii mei se ducă mai departe, în Palatka. Că asta e ideea. Și asta reprezentăm noi. E faină zona asta, vai, să mai trăiască tata acum și Bela și cu țiganii ăștia, muzicanți. Ferească Dumnezeu, ar mai muri odată. A, sper că ne vede de acolo, de unde ești. De acolo, de sus, ne vede tata. Și zice, da, și mie nepoți, mă bucur și cred că plânge. Că vede că cântați muzica lui. Plânge de acolo, de sus, din șeri. Și voi, la rândul vostru, iară, când o muri eu, când o să mor eu, voi duceți muzica mai departe și vă amintiți, mă, uite, tata, aici au crescut, aici au născut, aici au crescut în Palatka și uite că muzica lui, noi cântăm.